Noroc e pora de soare. Și la mulți ani. Poate de la prea mult păr pe cap, sau de la prea puțină minte în cap, sau poate pentru că am un copil de 3 luni în casă. Yeah! Dar uite că n-am reușit să mi-au rămas bun acatării de la anul 2018. Ori nu pot eu intra definitiv cu sufletul curat în 2019, știind că nu v-am spus vouă, în primul rând, mulțumesc că ați făcut parte din acest an. Primul lucru care aș vrea să încep, și care nu este neapărat de bine, e că în anul 2018 foarte mult s-a cântat. S-a cântat mai ales în transmisiunile live ale emisiunii Lumina. De mic în Orhei am crescut și orașul nostru probleme a avut. Copiii din Ghindești sunt mai fericiți. Oare de ce? Haideți să privim. Ei sunt mai fericiți. Stropește cu struica. Asta cel mai important probabil. Oi nat, oi banacica. Chi s-a auzit un 50 de metri soatma, 50 de metri struica. Puțini care se pot lăuda cu asemenea struică. Yo, aici Lan la microfon și vă când pățani eu vouă muzon. Deputat Elena Hrehoi, hoi, hoi, nova. Voi sunteți amici. Mulțumesc. Vine moșu cu cadouri și ce ne aduce, ne aduce una nou. În 2018 noi cu voi am afigit iarăși. Am nu știu câte oară de prostia și cosmosul din capul unor politicieni din Moldova. Domnul ministru, care e denumirea corectă a proiectului Chișinău, Arena sau Arena Chișinău? Când am fost în vizită la domnul primar de la Stăuceni, dânsul a zis, putem să o numim Arena Stăuceni? Ar fi fost interesant. Ar fi fost interesant. Tânăra pereche Igor și Filip au luat parte la o veche tradiție moldovenească. La mijlocul lui iunie, fără vreo explicație sau logică, te apuci și topcești rânduri de căpșuni. Debili, voi spuneți? Nu, inovatori, vizionari, Elon Musk, închidă mamilor. Bubuniote, nu cum așa asta, ce iese, Europa? Tu un loc pe noi să ne hrănești? Tu pe noi ne asuprești? Orhei Land, pentru toată lumea, gratuit, din banii tăi, putem în gur, dați dem și picenii. Haroci, dacă am înțeles corect, logica pe de e următoarea, dați-mi voie să vă explic. Pununa, europenii nu ne dau bani pentru că noi am muncit din greu și am îndurat reforme grele. Doina, noi am îndurat reforme grele nu pentru europeni, dar pentru oameni. Și trei, noi putem chiar și fără bani europenilor să continuăm reformele, dar cât tare n-ar stica la cât. I-ați dat pentru că banii sunt pentru copilași. Cum ați pus tot gnidelor să luați la gură copilului banii, tamal la muhă în noi. Am tras un căcălău peste democrația din Republica Moldova. Cum ați putut chiar amu, a? Nijdancic, așa? Poate o leacă mai mult ne-am concentrat asupra lui Constantin Țuțu. Domnule Țuțu, spuneți-mi, vă rog, ce înseamnă aparență etnică? Dumneavoastră știți foarte bine ce înseamnă asta. La noi, Republica Moldova, sunt... Poftim? Poate este o greșeală atunci o să exclude. Nu este o greșeală, totul corect. Aparența etnică este atunci când luăm cuvântul apartenență, numărăm câte litere are cuvântul 11, 11 este mai mare ca 10, 10 în engleză înseamnă 10, extragem rădăcina 10 din apartenență și rămâne aparență. Aparența are 8 litere, 11 minus 8 egal 3, 3, suge pula lui Andrei. Joc de cuvinte. Da, o leacă prea mult. Domnul, de ce fumați țigara în stradă? Țigara mea, vreau fumez, nu vreau fumez, și tenin. Dar dacă fumați cu gura, cum după asta mai băgați altceva în ea? Și ai întrebat-i? Dar asta nu înseamnă că nu am fortificat și alte personaje cheie ale emisiunii Lumina, precum ar fi preotul Antilohie. Ambulanțe noi, moderne, dotate cu echipament de ultimă generație, care costă 73.000 de euro. Ambulanțe noi, sfințite de preoți. Și bineînțeles că voi vă întrebați... Sau pedagogul Женя Попов din cadrul emisiunii Принцип езды. Собственно говоря, я как эмоционально стабильный человек хочу вам сказать, что очень важно быть спокойным. În 2018 am avut fericirea să văd o bună parte din voi live în România, Italia, Modena, Montreal sau Chișinău, poate să auziți de orașul ăsta. Bun, hai să-i salutăm și din Chișinău, există oameni din Chișinău. Audi, audi, audi.
Incredibil. Staropečtianski, este poștăveche, este ce aici? Este poștăveche. Ați văzut? N-ați văzut? La poștăveche nu se ridică ambele mâini în sus, numai una. O mână ții portmoneu. Mare mulțumesc și un sincer te iubesc celor sute de oameni care au venit la București și la Iași să mă vadă. S-a întâmplat la București și să cânt și să mă fac de rușine, dar lumea o tolerat și chiar o aplaudat ceea ce am făcut. Da, suntem moldoveni, cu asta e mândri. Dar cât timp noi nu rezolvăm noțiunea asta de suc, eu nu știu dacă se poate întâmpla unirea. Doamna Maria Bolocan, persoana care spui că crezi că ești mama mea biologică. Noi încă n-am făcut testul din ea, dar eu pur și simplu vreau să văd dacă mama mea e mama mea sau dacă tata mea e mama mea. Convinge-te, te rog frumos, cu și mă ocup eu. Convinge-te că sunt administrator la casă de bătrâni la jocuri bingo! Ia că te-ai! Ia că te-ai bani de danii la Montreal! Давай, веселее, все вместе. Давайте. За большую Румынию, руки вверх. Опиния, что вамени морц, ничего ты не сыскембы. Ну, моя опиния. Инрест, тот с вамени сыскембы. Și acum, în a doua jumătate acest video sau pe final, vreau să vă las cu 5 lucruri, oameni, locuri care pe mine în 2018 m-au inspirat, m-au înălțat, m-au atins o leacă mai profund decât m-aș fi așteptat. Primul lucru cu care o să înceapă să fie cartea anului 2018. Pentru mine această carte este Robin, biografia actorului Robin Williams scrisă de David Itzkoff. Despre această carte și despre Robin Williams în viața mea și despre tremurișul din inimă pe care mi-l trezește gândul la acest actor nemuritor. Eu preferabil v-aș vorbi Warren Shear la paharele de gin. Poate un fum, Andriuha? Eu n-am zis fum și cu tine. Dar dacă și voi vreodată v-ați îndrăgostit de arta lui Robin Williams, fie în filme sau în stand-up, vă recomand această carte pentru că e unul din rarele momente când este bine să citești nu doar despre arta artistului, dar și viața lui, ca să înțelegi exact de unde a izvorât, de ce a izvorât din acest minunat și, repet, nemuritor actor. Omul anului pentru mine este șeful, bucătarul șef Max Surdu de la restaurantul Oman's 1921. Eu sper că am pronunțat corect. Max Surdu este un moldovean care de câțiva ani lucrează la Copenhaga, este un bucătar șef la unul din cele mai faine restaurante care reinventează bucătăria daneză, bucătăria nordică. Dacă ajungeți la Copenhaga și treceți la restaurantul Oman's, dați de știri că sunteți din Moldova și erați prin bucătărie și cu siguranță Max cu mare drag se va apropia. Dacă are timp liber, să vă strângă mâna, să vă salute și să vă propună unul din cele 3 sau 4 șnapsuri ale casei. Recomand. Un loc, un colț de planetă pe care vi-l recomand și probabil nu este unul din cele mai Instagramable, foarte fancy, așa, inspirațional, dar pentru mine a însemnat un loc unde eu mi-am reconceptualizat sau mi-am realimentat o idee pe care o aveam mai de mult. Acest loc este Varșovia, orașul Varșovia, capitala Poloniei. Acolo unde am văzut mult mai mulți tineri decât mă așteptam și mult mai mulți tineri reîntorși în țară. În Polonia, la fel ca în Republica Moldova, migrația nu este o noutate, din potrivă este un fenomen foarte mare. Și în același timp, acum în Polonia, poți să vezi un val nebun de tineri care se reîntorc. Fie că-s generația a doua de imigranți, sau fie că-s prima generație care a plecat pe un 4, 5, 6 ani, s-a întors înapoi. O să par naiv, o să par romantic, inadecvat, dar eu continuu să cred în viitorul acestei băcățele de pământ dintre Nistru și Prut, dacă vreți. Amu nu vorbim în conjunctura cărei uniri, confederații, uniuni, poate fi această bucată de pământ, dar eu continuu să cred, să mai nasc oameni, mai apar forțe, mai cresc aripi, soarele strălucește și azi, poate mai puțin la noi că e iarna și e minus 23 afară, dar strălucește, credeți-mă. Așadar, dacă aveți ocazia să treceți prin Varșovia, Polonia, mergeți, apropo, dar cum se cheamă? Blin. Și apropo, dacă aveți ocazia să treceți prin Varșovia, mergeți la cocktail barul Veles de pe 11 Novogorodska Street, Varșava, Poland. Cea mai dreamlike experience în materie de băut alcool, puteți să o cunoașteți acolo. Dar dacă nu fumați alcool, vă recomand să mergeți la abed la Lidl. Al patrulea lucru care m-a atins în 2018 și pe care aș vrea să vi-l împărtășesc este că, într-un fel, ne-am împlinit o băcățică de mare jis. Am un colaborator la emisiunea Lumina. Noi încă lucrăm la
Noi facem presiune asupra acestui colaborator ca el să-și divulge identitate, dar deocamdată noi ne-am înțeles să-l numim Tănase Curnuț. Unii dintre voi au pus cu mare drag like sau au dat un share unora dintre aceste creații făcute de Tănase. Copiii noștri vor ca Partidul Democrat să plece, iar o fetiță ne-a spus că își dorește ca lumea să nu mai creadă Partidul Democrat. Experții au remarcat o relație foarte caldă, foarte prietenoasă între dumneavoastră și Lukashenko. Suntem compatibili, domnul Lukashenko. A devenit unul din partenerii cei mai importanți. Domnul Don, eu vreau așa dictator. La o anumită etapă din lui chiar mi-a spus, Igor, eu văd că tu ești хороший. Și o să închei cu evenimentul anului 2018 pentru mine. Mulți, probabil, în mod normal, vă așteptați să spun că acest eveniment este nașterea lui Noa, fișor meu. Dar eu o să spun că evenimentul anului a fost, de fapt, așa de câteva nopți pe care le-am petrecut la spital cu Noa, în momentul în care am aflat că el are pneumonie. Și atunci când un copil de 2 luni este diagnosticat cu așa ceva, porția de duș rece este foarte intensă. Eu am menționat asta mai de mult. Același lucru, aproape același lucru mi s-a întâmplat și cu Magda, fiicmea, atunci când s-a născut. Eu am trăit câteva luni din străinare. Câteva luni în care zic, băi, copilul ăsta a ieșit nu din mine, el stă foarte mult timp lichid, nu la mine, și ar trebui eu să simt față de ea ca această ființă, care deocamdată nu spune nici mulțumesc, nici bună ziua, nici Hristos a înviat. Asemenea, probleme de attachment, după asta mai citit pe net, le mai simt mulți bărbați după ce le naște femeia. Dar în cazul Noa, eu ne-am reconceptualizat asta după ce am stat la spital și am hotărât să încep să-l iubesc o leacă mai devreme decât ar vrea creierul meu. Oh. Iar acum eu vă îmbrățișez, vă mulțumesc încă o dată că ați făcut parte din acest 2018 al meu și hai să ne dorim un altul, un 2019 productiv, înțelept și cât se poate de exploziv, de memorabil, de super ciocos. Fiți sănătoși! Pupicei!